Bună ziua, doamnelor, bună ziua, domnilor, bine v-am regăsit, așa cu capul între atâtea tablouri, nu m-ați mai văzut. Astăzi este momentul să facem ce m-ați rugat, e momentul să merg la psiholog, am venit la psiholog, era și timpul, n-am mai fost de multă vreme, mulți dintre domniile voastre mi-ați spus, bă băiatul, du-te și mai verifică ce e pe acolo. Am venit și n-am venit la oricine, am venit la un om care data trecută, și nu glumesc, dată cu a făcut valuri cu declarația domniei sale. În ce sens valuri? A pus degetul pe rană. Astăzi vrem să punem iarăși degetul pe rană, să vedem dacă ne va ieși și îi spun sărut mâinile și bună ziua doamnei Irina Bodnariu, psiholog, psihoterapeut. Sărut mâinile. Stimată doamnă și la mulți ani, în primul rând, că n-a trecut de mult de când v-ați sărbătorit ziua de naștere. Mulțumesc tare mult! Doamna psiholog, doamna psihoterapeut, vă iau de tare din prima. Am stat de vorbă cu doi ambulanțieri, și nu glumesc, zilele trecute, care mi-au spus, eu, bună ziua, bună ziua, ce faci, bine, nu știu ce, dar unde mergeți? Mergem la Câmpul Lung, dar de ce? Dar nu știați, domnul Chira, nu. E plin spitalul nou. Aoleu, păi cum așa? Păi așa, verificați. Acum, dumneavoastră dați din cap și se pare că nu vă uimește ce v-am spus. Spitalul nou din Suceava, spitalul de boli psihice, e plin. Nu mai sunt locuri, se duce lumea la Câmpul Moldovenesc. La dumneavoastră, învățătură acolo. Da, bun, la mine, că sunt mutată de vreme acolo, dar practic tot aici în Suceava am desfășurat activitatea. Da, nu am date despre spital, eu fiind în sectorul privat, nu știu exact ce se întâmplă, dar dacă mă întrebați oarecum dacă sunt la cunoștință cu faptul că s-au înmulțit problemele, da, s-au înmulțit. Pe lângă ce era înainte, probabil că și situațiile, contextul ăsta și, eu știu, mai apropiat de noi și pandemia și toate situațiile prin care am mai trecut noi ca societate și schimbările și scumpirile, toate pun oarecum presiune pe ceea ce oamenii duceau deja și acolo unde erau mici probleme, probabil că au degenerat în niște tulburări mai serioase. Pe de altă parte, e bine că există ajutor încă. E bine cumva că cer ajutor oamenii sau nu. Când ajungi la spital, nu știu cât mai este vorba de cât au solicitat ei ajutor, ci probabil o situație mai problematică. Ce ar trebui să ne spere cel mai tare? Războiul din Ucraina, inflația, faptul că nu o să ne putem plăti facturile, unde e durerea cea mare? De speriat nu trebuie să ne sperie nimic, pentru că nu ne ajută cu nimic. Practic, dacă ne speriem mai tare, nu înseamnă că dispare vreo situație. Dacă ne-ar ajuta să ne îngrijorăm și să mai scăpăm din probleme, am face-o cu toții. Nu ne ajută, cu atât mai mult cu cât vedem că sunt niște situații tensionate. Cea cu războiul pe care am menționat-o, sigur, atunci când a fost mai proaspăt, că devine oarecum o rutină în care nici nu este bine să ne obișnuim, așa că o realitate extrem de dureroasă și de brutală, care e foarte aproape de noi și pe care am resimțit-o cu toții la început, tocmai pentru că așa suntem construiți ca și oameni, să ne punem și noi în pielea celorlalți și cu toții ne-am gândit, măi, eu ce aș face sau oare cum ar fi, oare dacă ar fi la noi. Dar totuși, după impactul inițial, trebuie să ne reașezăm cu picioarele pe pământ și să conștientizăm că noi încă nu trecem prin situația asta. Nu are rost să ne consumăm resursele pentru un rău pe care încă nu-l traversăm și să încercăm să ne îngrijim de ceea ce este cotidian și urgent pentru noi. Sunt situații pe care oricum nu le putem controla și influența, cu atât mai mult să ne consumăm și să ne blocăm inutil. Inutil. Am înțeles, dar dacă tot v-am adus într-un fel sau altul la subiectul acesta cu Ucraina, cu războiul de acolo, după primele zile în care exista o empatie din partea oamenilor, am văzut o avalanșă, un val întreg de hate, dacă îmi permiteți. Mă, ajutați-i pe a noștri care sunt năcăjiți, lăsați-i pe ucraineni în pace. Da, știți de ce? E doar părerea mea, nu înseamnă că e și adevărul absolut, dar suntem un popor special. Eu nu știu dacă o mai fi așa și în alte părți, dar când spunem că am văzut un val, înseamnă că l-am văzut cumva în rețelele sociale. Da. Treaba asta cu rețelele sociale e ca un fel de adunătură de pe vremuri la poartă sau la birt, unde dacă 1, 2, 3 mai vorbeau aiurea, eventual ceilalți se îndepărtau și lăsau să vorbească singuri sau nu-i intrau în... Ca pe bețivul din creșmă. Sau măcar nu era filmat și nu mai ajungea la
sute sau mii de persoane. E, treaba asta cu rețelele sociale pune în vedere exact faptul că acolo unde suntem mai puțin ocupați cu viața proprie, mai puțin prinși în activități, avem mai mult timp liber. Și tocmai pentru ce? Pentru aruncat cu noroi în diverse situații. Pentru că cine are treabă și cine se îngrijește de grădina proprie sau cine era acolo să ajute, nu mai avea atâta timp pentru hate. Corect. Iar vis-a-vis de situația asta în care de foarte multe ori suntem mai buni la criticat, sigur că și ai noștri trebuie ajutați, dar cine i-a ajutat și pe ai noștri, probabil că i-a ajutat acum și pe cei, nu contează, ucraineni, români, de etnie, orice problemă ar fi, când a fost de sărit, oamenii care au fost dispuși să sară, au sărit. Chiar dacă n-au făcut lucrul acesta public. Și probabil că tot aceia sunt care se duc și ajută și în situațiile alea. Cei care stau pe margine și comentează, nu știu dacă au drept de decizie pentru un bun sau un timp sau o valoare pe care eu doresc să o distribui cum doresc eu, da? Deci nu trebuie să cer aprobare și nici nu ar trebui să ne simțim îndreptățiți să judecăm timpul sau eu știu ce... Resursa materială a cuiva. De orice fel, a oricui. Dar fiecare este liber să, chiar și să o arunce, să o doneze, să facă ce vrea. Dacă ați sesizat și cu siguranță ați sesizat, că ați văzut comentariile, băi, ajutați-i pai noștri, sunt copii, sunt tot felul, adică acum scoatem un... Probabil că îi ajutăm, am făcut asta, o facem tot timpul, cei care o au de făcut. Dar n-am publicat-o tot timpul. Când am inițiat acțiunile cu ONG-ul, cu TMS-ul, și eu publicam pentru că aveam nevoie să adun lângă mine mai mulți oameni, m-am gândit că eu singură pot ajuta poate cu o sumă mică. Dar dacă suntem 5, 10, 15, poate că pot ajunge la copiii ăia cu o sumă un pic mai mare, cu un ajutor mai consistent. Și atunci publicam, așa cum spunem, pentru puterea exemplului, nu pentru publicitate sau pentru altceva, că nu-ți faci publicitate din... Ca să generezi un val de empatie, ca să poți să... Exact, ăsta e cuvântul, ca să inspiri. Adică eu pun o parte, mai pune și tu o parte, avem 10 prieteni și reușim să ducem poate ceva mai consistent. Ei, am făcut-o și înainte. Tot cei care au ajutat și înainte ajută și acum. Nu înțeleg de ce. La un moment dat mi-a fost un pic mai greu să... Eu știu, să mai solicit ajutor pe ONG și am continuat să fac lucrurile în mod personal, fără să scriu la poartă că m-am dus să... Care e problema? La fel, nu înțeleg. Cine are de dat, dă, cine nu. Nici eu nu înțeleg. Să știți că n-am toate răspunsurile. Și pe mine mă depășește răutatea asta gratuită, care, da, știm de unde vine, nu vreau să spun că nu știu. De unde nici vine? Nici nu avem cum să... Dintr-o ignoranță și dintr-o lipsă de ocupație și dintr-o lipsă de rostului vieții, că altfel nu înțeleg cum... Până la urmă, dacă sunt așa de atenți cu timpul celorlalți și ei ar trebui să fie atenți la timpul propriu, să nu-l arunci așa pe postări. Da, pe postări, pe... Nu, facă și ei ceva mai productiv. Dar nu are rost să intrăm în... Și întotdeauna pe rețele o să fie mai evident valul negativ. Pentru că cei care sunt cu valul pozitiv nu stau toată ziua să scrie. Au treabă. Nu? Mai suntem prinși în alte lucruri. Nu stăm tot timpul să spunem, ei, am făcut cu tare. Am fost acolo, am văzut cu tare. Și atunci normal că o să fie un pic mai evident, oricum creierul nostru este setat să preia de 3 ori mai repede negativele negative decât alea pozitive și să le dăm de-a dura și na, e foarte ușor să pară că sunt mai mulți, dar nu e așa. Eu sunt convinsă că sunt mai mulți oameni buni și preocupați, doar că nu sunt atât de vizibil. De vizibil, am înțeles. Doamna psiholog, ce credeți că ne așteaptă anul acesta în materie de luat razna, dacă pot să zic așa? Ce să ne aștepte? Eu, când m-am apucat de profesia asta și spuneam că, așa auzeam eu în facultate, este profesia secolului 21, că o să fie aur în mână, să fii psiholog, o să fie depresiile întoi și nu înțelegeam pe ce se bazează. Adică cum poți cuantifica, bun, că sunt 2010... un anumit număr de oameni cu tulburări, în 2020 cum apar mai multe, de unde, de ce. Acum cumva încep să-mi explic. Nu neapărat că sunt calculate etapele astea, dar într-adevăr, cel puțin pentru anumite situații și anumite categorii sociale, viața pare să fie din ce în ce mai greu de dus și atunci, în mod normal că, cum spuneți dumneavoastră, o luăm razna sau nu mai reușim să mai facem față, să ținem ritmul cu toate provocările care vin. Devine să fie un pic mai... Începe să fie un pic mai greu de trăit, să spunem. Dar, pentru că data trecută ați spus că ați plecat un pic mai
supărat, da? Încercăm astăzi să o ținem într-o notă mai pozitivă. Vă rog. Și eu cred că nu sunt astea timpurile cele mai grele pe care le trecem noi. Noi avem impresia că toate crizele... M-am mânecat cu... Ce mai rău ne așteaptă de acum înainte? Nu, tocmai. Noi suntem cumva învățați așa să credem că tot ceea ce trăim noi acum, trăim doar noi. Dar, de fapt, toate aceste crize și provocări sunt trăite de sute de ani, ciclic, și chiar au dus-o mai rău decât noi. În situația în care suntem noi acum, într-un fel sau altul, oricum trebuie să ne descurcăm. Eu sunt așa genul de războinic, luptător. Oricum ar fi, găsim partea mai bună. Asta mi-e și specificul prin profesie pe care o fac. Oricât ar fi de negru, trebuie să găsesc un punct de care să mă agăț ca să pot să reconstruiesc de acolo. Așa trebuie să facem în general. Dacă ne raportăm la etapele care au mai fost în trecut, a fost mult mai rău. Noi încă nu trăim războiul. Am mai auzit copii de 14-15 ani care spun, mie mi-au spus la terapie că eu măcar o să am ce să povestesc nepoților, că am trăit și războiul și pandemia. Nu, noi nu am trăit încă războiul. Adică noi l-am auzit la televizor, l-am urmărit ca pe un serial, dar noi n-am trăit nici o panică, nici o frică, nici un lips mai mare, așa că ne-am uitat și ne-am pus pentru câteva secunde în pielea altora și apoi ne-am continuat viața și am dormit liniștiți în patul nostru, nu înseamnă că am trăit războiul. Dacă ne va fi mai greu, ne vom adapta atunci. Razna n-avem voie să o luăm, ne raportăm și la exemplele pe care le-am avut dinainte, avem cu toții bunici care mai avem în viață, părinți care au dus-o chiar mult mai greu decât noi. Cum am putea noi acum să spunem că e foarte greu și ce o să facem? O să facem. Vom vedea ce o să facem. Da? Dar nu o luăm razna, în niciun caz. Asta e vestea bună, că nu o vom lua razna. Spuneți-vă asta. Nu cred că o luăm razna. Sunt situații dificile, eu nu spun, așa cum sunt și boli, așa cum sunt și crize financiare, cum sunt și probleme de tot felul, da? A o lua razna este soluția din, așa cum avem cele două impulsuri, luptă sau fugi. Da, putem să o luăm razna sau putem să scoatem ce e bun din oricât ar fi de rea și problematică o situație. Așa e, din asta e făcută viața până la urmă. Am înțeles, vă mulțumesc frumos, doamna psiholog. Doamnelor și domnilor, de fiecare dată când vreau să îmi schimb părerea despre mine, despre situația din jur, vin la doamna Irina Bănăriu. Orice discuție cu domnia sa este total special. Îi mulțumesc foarte mult pentru acest mic interviu. Doamnă, domnilor, atât vă pot ura, ca de obicei, susținimile și dacă aveți nevoie de un sfat, apelați la un specialist, că întotdeauna e mult mai sfânt sfatul specialistului decât ce vedeți pe net, chiar dacă vedeți pe News Bucovina și pe News Bucovina vedeți numai lucruri serioase de fiecare dată. Eu vă mulțumesc frumos, ca de obicei, nu lăsați capul plecat, susținimile, fruntea sus, sigur nu o luăm razna. Sper să aibă dreptate doamna psiholog. Dacă nu, tot revenim ca să ne lămurească de ce am luat-o razna. Vă mulțumesc frumos, sănătate maximă, ca de obicei, susținimile, numai bine.